Clubul sportiv de rachet Zalău a reprezentat cu cinste județul și la ediția din acest an a campionatului mondial de karate Fudokan, întorcându-se din Serbia cu 7 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz. Ediția din acest an a campionatului mondial de karate Fudokan s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute la Belgrad, Serbia, fiind prezent sportiv din 72 de țări. Printre țările participante s-a aflat și România, iar din delegația echipei naționale au făcut parte și sportivi de la Clubul Sportiv Terachit Zalău. Rezultatele sportivilor zălăoane au fost mai bune decât la ultima ediție, cea din 2013 organizată în Cehia. Deși venea după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate, antrenorul CS Terachit Zalău, Călin Marincaș, a devenit dublu campion mondial și vicecampion mondial. Sportivul zălăoan a obținut medalia de aur în probele de kumite echipe și kata echipe, iar la kumite individuală a câștigat medalia de argint. Au fost niște rezultate foarte bune, având în vedere nivelul ridicat a competiției. Sunt mulțumit de tot ce s-a întâmplat la acest campionat și înainte de pregătirea sportivilor, cum s-au pregătit fiecare pentru acest concurs. Cele mai bune rezultate le-a obținut însă Iulia Clițan, care a devenit de 4 ori campioană mondială. Fiica președintelui Remus Clițan a obținut medalia de aur în probele de kumite individual, fukugo, kata echipe și kumite echipe. Rezultatele acesteia sunt mult mai bune decât la ediția din urmă cu 2 ani, unde a obținut argint la kumite echipe și bronz la individual. Foarte greu, foarte, foarte greu. Dar m-am descurcat. A fost 62 de țări și a fost foarte greu, a fost cel mai greu campionat. Da, 4 medalii de aur, adică 100% cel mai bun rezultat din cariera mea, da. Și a fost foarte important că a fost ultimul meu an de tineret, adică de vârste de 21 de ani. Și era ultima mea șansă să câștig la categoria asta o medalie. Și am făcut o treabă foarte bună, zic eu. Seri Roberta a devenit și ea campioană mondială, urcând pe cea mai înaltă dreapta a podiumului alături de echipa României în proba de kata. Pe lângă aurul de la kata echipe, sportivă originară din comuna Sărmășagă a obținut și medalia de bronz la kumite individual. Rezultat notabil a fost și cel al sportivului Dan Poptelecan, care a devenit vicecampion mondial în proba de kata individual. În clasamentul general pe echipe, România s-a clasat pe primul loc cu un total de 275 de puncte, câștigând 60 de medalii de aur, 39 de argint și 48 de bronz. Serbia și Rusia au fost celelalte două reprezentative care au urcat pe podium în clasamentul general. Tot la finalul săptămânii trecute s-a desfășurat la Belgrad Cupa Mondială rezervată copiilor, eveniment la care au participat și 7 sportivi de la CS Terachit Zalău. Mario Cordiș a avut cea mai bună evoluție, obținând locul 2 la kata individual. Acesta a câștigat și locul 3 la kata pe echipe, alături de Lucas Coca și Adrian Pop. Șoiom Zilard și George Gavrilu s-au situat pe locul 4 la Embu Mixed, iar evoluții bune au mai avut Nemeti Zoltan și George Pup.